Îl găsești pe WhatsApp. Uite că sunt aici la telefon. Da, nu mai se mai aveți ceva de liberă trecere, un permis, ceva? Unde vrea să se dea? Noi avem mașina din dispoziție. Haideți să l aducem, domnule. Domnul general, ar fi bine dacă am putut. Asta am discutat acasă. Asta acum am discutat. Aveți răbdare, vă rog, puteți să-l sunați la telefon? Da, am verificat, am verificat. Merge, cu ce mergem? Până aveți telefonul lui? Nu, telefonul vecinului care ne-a informat. Cu ce mergem? Deci vedeți telefonul cu Corneliu Mănescu ca să vedeți când a dus acasă. Foarte bună idee. Doarte. El trebuie anunțat să se prezinte la sediul fostului comitet central. Unde tovarășii Dumnezeu conduce comitetul de acțiune. Este un operator de la Carața Palatului și deține controlul. Și deține controlul. Corect. Să nu spunem lucruri care liniștesc oamenii inutil. Noi deținem controlul asupra comitetului central. Atât. Deține controlul asupra clădirii. Clădirii comitetului central. Nu, sigur. Care manifestează în piața Palatului și deține controlul asupra clădirii Comitetului Central. N-am mințit nicio iotă până acum și n-am spus nimic. Vă rugăm! Nu, facem un apel. Facem apel. Întregii țări. Întregii țări, la calm, disciplină. Întregului popor. La calm. Facem apel întregului popor. La disciplină, ordine. Lasă disciplina, să nu mai aude disciplină. Întregului popor. Nu. Și armate. Să menținem calmul. Să mențină calmul. Nu. Unde s-au găsit? Alegeri libere. În Comitetul Central. S-au găsit arme cu muniții acordate la sisteme de exploziv. Aduc pușca. Să se vadă gloanțele aici. Dați-mi voie să vă spun. S-au găsit lăzi cu muniții, cu dinamită pe ele, astfel încât în momentul atingerii să sară în aer. Prin vigilența noastră a întregului popor, am reușit să ne dăm seama la timp și să anihilăm intențiile criminale ale dușmanului, ale dictatorului. Ce știți despre dictator? A fugit! Dictatorul a încercat acum jumătate de oră să ia cuvântul în fața maselor, care l-a întâmpinat așa cum trebuia, cu huiduieli, și a fugit ca un laș. Măi, să nu pierdem timp, să nu pierdem timp. Protecția, că nu ne interesează asta, pierdem timp, spunem cum am ajuns. Protecția asasinilor. Am încercat ca să oprim pe cei care devastau, i-am scos după acest hol care se află în dreapta mea. Am observat pe cineva care umblau la anumite camere unde se aflau diferite aparaturi și am intrat în această cameră unde se află camerele de luat vederi. Unde ne aflăm acum? În ce cameră ne aflăm acum? Acum ne aflăm în camera de unde a vorbit dictatorul Ceaușescu acum două zile, anunțând că masele de la Timișoara au fost huligani fașiști, că au fost diversioniști, că s-au vândut străinătății pentru un punct de dolari. Tot de aici ne-a vorbit atâția ani de zile de anul nou. Da, tot de aici ne-a vorbit atâția ani de zile de anul nou, mințindu-ne că ne... Apăsați. Să intre în cazarme, tovarășul general. Apăsați! Să intre în cazarme. Vă rog foarte mult. Ordonat. Vă ordon! Să păstrați ordinea, să nu se tragă niciun foc, tot armamentul să intre în cazarme. Să aștepte ordinea dumneavoastră. Noile ordine. Repetați. Mai repetați. Ordonat. S-au recepționat sau nu? Recepționat, comunicați. Mai repetați. Nu. Nu s-a recepționat. Ați recepționat, comunicați. Încă o dată. Dar cine e așteptat să termine intri? Aici am să nu mai urcem clădire.
Nu avem voie. Generalul Voina repetă ordinul. Aprindeți bești. Ordon să nu se mai pună mâna pe armament. Militarii să se retragă în cazărmi. Nu se mai face nicio acțiune militară. Până la noi ordine. Confirmat. Da. Să spună cine este. Cine a recepționat? Cine? Cum se numește? Cine a recepționat? Deci, problema cu lista, am auzit? Domnul, nu vreți să citiți asta deocamdată lor? Atențiune! Ei s-o distribuie. Punctul de control, de comandă, se află la parterul clădirii Comitetului Central, în sala de transmisiuni televizate. Toți ofițerii să se prezinte la ordin pentru dispoziții noi. Executați ordinul! Hai să o înregistrăm! Poporul! Poporul! În perioadă, așteptăm! Fraților! Astăzi, 22 decembrie 1989, prin unitatea poporului și cu sprijinul direct al armatei noastre naționale, dictatorul Ceaușescu a fost înlăturat. În acest moment, poporul, alături de armată, cere ca puterea politică să fie preluată de instituții democratice alese de poporul liber, în numele populației Bucureștiului, care în aceste clipe manifestează în piața Palatului și deține controlul asupra clădirii Comitetului Central, facem apel întregului popor. Vreau să vi-l prezint pe domnul Silviu Brucan. Îi spun domnule pentru că în limba română cuvântul tovarășe a fost murdărit, din păcate. De azi încolo vom vorbi cu domnule, cu frate, cu prietene. Vom face o mică pauză de cuvântul tovarășe pentru că a fost compromis, din păcate. Deci va vorbi domnul Silviu Brucan, care a fost alături de mine deportat în Siberia acestei țări. Adică în mijlocul Bucureștiului, în cartierul de Măroaia. În cartierul de Măroaia, unde vor trebui mutați toți acei tovarăși din conducerea partidului, să fie mutați la blocuri confort 2, cum există în cartierele noastre democrate muncitorești și în vilele unde au stat acești călori, să fie mutați muncitorii. Cu pensie 500 de lei și cu pensie, nu, 800 de lei plus 100. Plus 100. Plus aia. Plus aia. Plus aia. Domnul Sfânt. Bine, copii. Trăim un moment istoric, problema principală acum este de a asigura trecerea de la dictatură la democrație, evitând dezordinea și anarhia. Aceasta cere, după părerea mea, organizarea în fiecare oraș și în fiecare sat a unor oștii. Trebuie să demonstrăm că democrația nu înseamnă dezordine și anarhie. Fapt este că prezent nu avem guvern, nu avem o conducere. Trebuie deci să organizăm un guvern care să asigure conducerea și administrarea țării până la alegerile libere pe care va hotărâ poporul nostru. Trebuie să fie format
trebuie să formulăm de asemenea un program provizoriu în care accentul se cadă asupra acelor probleme vitale. Așa, la Fraților, vreau să vi-l prezint pe Radu Filipescu, care este un erou al națiunii, care vrea să vorbească despre pastorul Laszlo Tokarczuk. Ce-am spus? Ce s-a întâmplat acolo? Șeful de stat major. Lăsați generalul. Ce legătură? Ce legătură? Ce legătură? Aveți încredere. S-a întâmplat de acolo, dar vă trebuie liniște. Domnule, eu plec, domnule. Este devantată, domnule. Ajunge să ne batem cu oamenii, domnule, pentru unii decât de 10 aici care n-au treabă. Mă rog, prin suflet, noi vrem să vă rugăm. Domnule, stai în dreptul camerei și aici. Educați-ne. Păi faceți lista, eu facem lista. De ce dea drumul la ușă, oameni? Domnule, îți compromitem tot ce se întâmplă. Pentru că tot cămăruță vă mulțumesc. Generalii, la un loc, fac Să vorbească scriitorii, să vorbească oamenii. Să vorbească domnul despre muncitori. Au fost întotdeauna alături de popor. Despre studenți nu s-a vorbit. De profesoare de universitate. Atenție! Atenție! Ordon către nu! Eu vă fac semn, domnul general, nu vă uitați în altă parte. Eu vă fac semn! Ioan Grigorescu, de toți scriitorii, membrii ai Consiliului de Conducere. Dacă așa, începe să vorbiți. Convocați, rugați să fie prezenți astăzi la sediul Uniunii Scriitorilor la ora 19. Trăiască România! Ordon către toate unitățile militare din țară. Toate unitățile și subunitățile intră în cazări. Nu se deschide foc în niciun fel de situație împotriva oamenilor. Este nevoie de liniște în toată țara. În această euforie să nu apară și elemente care pot perturba această acțiune, care poate să perturbeze acțiunea oamenilor cinstiți. Luați măsuri de pază și apărare a obiectivelor militare, a tuturor obiectivelor care pot perturba activitatea normală din țară. Fac dovadă, cer multă rațiune din partea tuturor cetățenilor. Încercați să deblocați străzile, încercați să deblocați piețele pentru a putea să le luăm cursul normal al vieții. Aprovizionarea populației, aprovizionarea copiilor, a școlilor, pentru ca totul să-și reia viața normală. E nevoie de liniște, vă rog să deblocați întreprinderile, rog oamenii cinstiți, rog toți comandanții să ia măsuri pentru pază, să ia măsuri că vor face subunități pentru aprovizionarea populației și pentru apărarea unor obiective. Nu mai se schimbă sub nicio formă! Dar nu se mai schimbă nimic! Cine a vorbit, formă, iese, vă rog, afară. Eliberăm platul, indiferent de importanța persoanei respective. Gata! Gata! Cine nu mai